Bună ziua! Așa cum am promis, azi vom continua cu frunza și asamblarea la crinul nostru. Deci, la frunză voi folosi acest fir verde coral și vom face astfel. Tot cu roșia de 2,0 mm, aceeași care am făcut și la floare. Continuăm să facem 2, 3, 4, 5, 28 de ochiuri de lanț. Deci 28 de ochiuri de lanț. 26, 27, 28 de ochiuri de lanț. Acum, nu în primul, în cel de-al doilea, mă întorc cu piciorul scurt. În următorul piciorul scurt, dau firul pe croșetă și în următorul ochi mă prind cu picioruș dublu scurt, în următorul picioruș dublu scurt, în următorul picioruș dublu, în următorul picioruș dublu. Deci de aici, de unde am început să punem picioruș dublu, continuăm și facem 14 piciorușe duble. Acest crin, culorile, vreau să zic, sunt combinate de mine. Dumneavoastră puteți să puneți ce culori doriți. Deci să facem cele 14 piciorușe duble. Mă scuzați, și 19 piciorușe duble. Deci nu 14 piciorușe duble, 19 piciorușe duble. Îmi cer mii de scuze, la atâtea proiecte ne mai încurcăm și noi. Deci avem 19 piciorușe duble. Piciorușe duble. Deci avem 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 piciorușe duble. Aici avem 2 piciorușe duble scurte și 2 scurte. Deci 19 piciorușe duble. Acum fac piciorușe dublu scurt. În următorul picioruș dublu scurt, în următorul picioruș scurt și în ultimul picioruș scurt. Deci cum am început, la fel am și terminat. Acum fac un ui de lanț și continuu cu, mă întorc cu piciorul scurt, în următorul piciorul scurt, în următorul piciorul dublu scurt, în următorul piciorul dublu scurt, în următorul piciorul dublu, în următorul piciorul dublu, în următorul piciorul dublu. Deci continuu și fac aceleași număr de piciorușe. Cum am venit pe această parte? Ce am făcut aici? Ce am făcut aici la acest rând? Ne întoarcem și aici. La fel. Ce piciorușe am făcut aici, facem și aici.
Să continuăm. Picioruș dublu scurt. Picioruș dublu scurt. În următorul picioruș scurt. Și următorul picioruș scurt. Acum va trebui să punem sârm pe margine. Deci luăm o bucățică de sârmă și o punem între croșetă și firul cu care lucrăm. Și facem astfel, în primul ochi de lanț fac piciorul scurt, în următorul piciorul scurt, în următorul piciorul scurt, în următorul piciorul scurt. Următorul piciorul scurt. Deci continuăm cu piciorul scurt în fiecare oi de lanț până ajungem aici, în vârf a frunză. Bineînțeles, prindem și sârma în același timp. Aici, pe capăt, cum am vorbit, voi face 1, 2 piciorușe scurte în același loc și continuu. În primul loc de lanț cu piciorul scurt, în următorul piciorul scurt, următorul piciorul scurt, deci acum continuu cu piciorul scurt în fiecare loc de lanț până ajung aici de unde am început. Să continuăm. Am ajuns la sfârșitul și acestui rând. M-am prins de unde am început, am făcut un punct alunecat. Din nou un oi de lanț și încă unul, voi tăia firul. Aici prind puțin firul. Să nu se desfacă, tai surplusul de sârmă. Dar ce vreau să vă mai arăt. Înainte de a începe asamblarea crinului nostru, eu am și un bulb croșetat de crin, pe care, dacă doriți, puteți să-l croșetați și dumneavoastră. Îl găsiți la mine pe canal, la acest crin. Aveți acolo tutorial, pas cu pas. Și mi-aș dori să montez acest, să asamblez acest bulb la acest crin, făcut împreună cu dumneavoastră astăzi. Deci, haideți să începem. Luăm firul, hârtia aceasta creponată, de culoare verde. Punem puțin silicon aici, pe vezișor. Și învelesc cu hârtie creponată să nu se vadă aceste
firișoare. Vin în jos cu hârtia creponată. Pe bețișor. Acum, dacă doriți să puneți și dumneavoastră acest bulb, rămâne la alegerea dumneavoastră, eu îl voi pune. Pentru că tot îl am croșetat și aș vrea să-l folosesc. Continuăm cu înveritul bețișorului. Insistăm puțin asupra acestei zone unde am prins bulbul. Și nu la o distanță foarte mare. Pe partea opusă, deci pe partea aceasta, voi pune și frunza. Pun puțin silicon aici, unde am încheiat frunza. Și pe partea opusă. Încerc să prind și frunza. Învelesc bețișorul în continuare. Până la sfârșit. Puțin silicon. Să se întărească. Deci siliconul s-a întărit. V-am spus, acest bulb l-aveți la alegere. Dacă vreți, îl croșetați dumneavoastră. Dacă nu, puneți direct frunza. Și frunza în care nu, în cazul în care nu puneți bulb, puneți frunza un pic mai sus. Deci, să zicem, în locul bulbului ar trebui să prindeți frunza în cazul în care nu prindeți acest bulb. Nu vreți să croșetați acest bulb, nu vă doriți. Acum aranjăm puțin floarea. Și ce pot să vă zic? Acesta este crinul nostru croșetat de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept în continuare alături de mine. Dar nu uitați și de acest crin unde găsiți bulbul croșetat. Și, bineînțeles, din nou asamblarea. Vă mulțumesc, zicilor, pentru atenția acordată. Vă urez multă sănătate, spor în toate. La revedere!